Realitatea contrazice predicțiile potrivit cărora liceenii sunt interesați doar să treacă examenul de bacalaureat, deci pentru ei conta mai puțin să obțină note cât mai mari la probele de examen. Iar după afișarea notelor și a mediilor obținute la bacalaureat s-au depus peste 1000 de contestații de către candidații nemulțumiți de rezultat și care au considerat că lucrările lor meritau note mai mari. Numărul contestațiilor este mai mare decât cel de anul trecut, fapt ce demonstrează că liceenii hunedoreni își doresc să acceadă la facultăți de top, unde se intră cu medii foarte mari. La nivelul județului, 1007 contestații în total depuse, dintre care 439 sunt la limba și literatura română, 6 sunt la maternă, 286 sunt la proba obligatorie a profilului, respectiv matematică și istorie. Dintre acestea 93 sunt de istorie, restul matematică, și 276 sunt la disciplinele din cadrul probei de alegere. În această săptămână se reevaluează aceste lucrări și rezultatele finale se vor afișa pe data de 12 iulie. Vineri. De menționat că înainte de contestații, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat pentru promoția curentă a liceenilor din anii terminali este de 80,7%, iar per total, împreună cu candidații din promoțiile trecute, este de 75,21%.